Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să pregătim împreună un tort, dragii mei! Un tort răcoros pentru zilele acestea de caniculă. Dragii mei, după cum vedeți, am pregătit aici, am făcut 4 foi albina, da? Și o să combinăm cu creme și să vedem ce tort o să iese. Pentru început, o să luăm mascarponele, da? 2 cutiuțe pe care o să-l punem aici în acest castron. Deci 2 cutii de mascarpone. Ce zici, Cari? Așa. Peste care o să punem, aici avem o cutiuță mică de lece condensată și o să punem, cred, jumate, pentru că nu vreau să fie așa dulce. Cam jumate de cutiuță, cu aproximativ. Și un pliculeț de zahăr vanilat. Da. Păi acum, dragii mei, punem robotul și haideți să amestecăm. Gelatina. S-o avem pregătită, da? Avem aici 2 pliculețe. Am pus separat pentru că o să facem 2 creme. Și o să le punem tot separat. Deci, aici. Așa. Acum o să pun apă peste. Ei, acum, dragii mei, haideți să separăm cremele, adică crema de mascarpone, o împărțim în două, mai dau puțin.
50-50, jumătate-jumătate. Din cremă. Așa. Dăm bucată. Dragii mei, aici avem gem de afine pe care eu l-am făcut în direct, da? Și acum o să punem peste. Și am să pun. Așa. Să fiu generoasă, pentru că mie îmi place. Stai, Cări. Eu lingură. Deci o să facem o cremă cu gem de afine. Haideți să vedem cum se prezintă. Punem gelatina puțin la microundă și o punem în cremă. Cremă bună are. Gustă, Cări. Este mămica un pic. A? Vrei să guști? Hai să-ți dau. Toma, Cări. Ce zici? Ha, clar, ok, bun. Dragii mei, ia să supăr. Super, super. S-o amestec un pic. Așa aici. Ei, acum punem gelatina și am zis. Dragii mei, acum o să punem ce mai trebuie, frișcă. Dragii mei, mi-a rămas frișcă de la prăjitura adunită, la care am pus numai 300 de grame și restul am făcut-o astăzi. Haideți să mai iau o lingură să punem frișcă, dragii mei. Să fiu foarte generoasă și cu frișcă. Și așa, așa amestecă. Da, e o culoare plăcută, nu pare?
și gustul ei special. Își pierde de culoare. Era mai pronunțat, nu? Ceva normal. Dragii mei, ia să vă pun ce mai am, așa vine mie, să pun un pic de gen, în foaie, să mă spun puțin. Așa cât să ung. Deci am pus, dragii mei, puțin gem de afină și pe foaie. O să iese bun, știi, cu gemul de disopt plus crema. Nu? O să-i dea așa un... E atâta tot. Mă punem crema. Da. E bun, Cari, nu? Ce zici? Super! Mai torturile astea cu gelatină sunt extraordinare acum pe căldurile astea. Așa. Acum punem altă foaie, da? Da, o punem după ce terminăm crema. Deoparte.
așa. Cealaltă cremă. A, e bine, nu? Să vede care, da? Dragii mei, aici eu o să pun așa. Pentru că gusturile eu le formez și pun după ce-mi place mie. Aici am coajă de lămâie și portocală. Și o să pun, pentru că mie îmi place. Aici avem stafide, apă, rom. Vezi, vezi, Cari, ui! Hei, hei, Cari, fii mai atent puțin. Ușa! Dragii mei, aici avem stafide lăsate, rom cu zahăr și puțin apă. Nu o să le storc, pentru că punem gelatină și asta nu e o problemă. Să le iau pe toate. Dragii mei, dacă vă plac stafidele, puneți, dacă nu, nu și atât tot. După cum v-am spus, eu pun ce cred eu că îmi place. Da. Peste care am să mai storc puțin suc de lămâie. Cam o lingură. Iar acum se pune robotul, da? Pește, dar n-are ce face Cari, nu? Da, drăguțu? Așa. Să vedem. Da. Să vedeți puțin și pe urmă să-i dau drumul, știi? Să nu mi-l stropească. O să punem gelatina. O punem în microunde. Papușa, ce ai făcut? Așa, ai răbdare. Acum punem, dragii mei, gelatina, da? O să punem frișcă, dragii mei. Ok.
așa un sprijin. Cam 500-600 de grame de prișcă în ordine, nu? Perfect. Amestecăm. De lămâie și portocală, perfect. Păpușa. Acum ia să tragem tortul, da? Deci mai punem o foaie. Da? Un pic mai dificil. Nu pasă nada. Perfect. Ei, acum o să pun jumate din crema. Avem o foaie, deci am făcut 4 foi, da? Și le-am făcut rotunde, după cum vedeți. Dragii mei, acum o să-l dăm la frigider până se întărește puțin, cam o oră, două. Și deasupra, dragii mei, o să-i fac o glazură de ciocolată și am să o torn peste. Și apoi mâine revenim să vedem cum arată și înăuntru. Cum vedeți, am lăsat tort aproape o oră. Aici am făcut așa o ciocolată topită cu un pahar de lapte. Deci s-a topit. Am mai pus un vârf de cuțit, o linguriță mică de unt pentru un brilio, un luciu. Ei, acum am pus aici gelatină, deci un pliculeț de gelatină pentru că vreau să pun gelatină în glazură. Și o dăm la microunde. Acum o punem în ciocolată, da? Și o amestecăm bine, bine, bine. Amestecăm. Dragii mei, glazura nu o să rămână tare, nu o să fie sub forma unei ciocolate tari, nu, o să fie moale, dar nu se împrăștie, se poate tăia cu cuțitul.
Nu-i prima dată când fac această clasă cu mama, dar vă spun că merită să încercați. Să punem peste și lăsăm la frigider până la mâine. Și acum o turnăm peste. Dragii mei, acum o să o dăm la frigider. Deci, dragii mei, după cum vedeți, am terminat tortul. Haideți să tăiem o bucată, să vedem cum se prezintă. Am prins o stafidă. Un pic, nu pasă nada. Hai să mai tai o bucățică. Dragii mei, așa se prezintă. Să mai tai o bucată să vedem și înăuntru. Foarte fragedă foaia, știi? Și de-abia o ridic. Nu pasă nada. Punem așa. Da, s-a muiat foile. S-au muiat foile. Extraordinar. Chiar dacă s-au umezit puțin hârtia, nu pasă nada. Haideți să vedem și cum se prezintă. Cum este. Deci să tăiem să vedem foile, dar s-au umezit, vedeți? Să gustăm puțin. Foile extraordinar. Bun. S-au muiat. Se vede? Așa, tragem deoparte. Deci, dragii mei, aceasta este rețeta zilei. Eu vă spun la revedere, pe curând!